Bună ziua și bine ați venit la un moment aniversar care, din start, vine cu controverse, dar ele au fost pozitive, deci au fost lămurite, în sensul că toată lumea știa din arhivele existente că la Călăraș Crucea Roșie s-a constituit în 1924 și că astăzi noi sărbătorim 95 de ani, lucru care ne-a fost, să spunem, răsturnat de informațiile pe care domnul profesor doctor Constantin Tudor le-a adus și le-a redat în sub, cum că această filială a Crucii Roșii, a județului Ialomița la vremea respectivă, a fost înființată în 1915. Informații despre această înființare o să vă prezinte domnul profesor, pentru că cercetând cu atenție ceea ce s-a întâmplat atunci, normal că are niște informații pe care noi nu le avem. Din studiul arhivelor Crucii Roșii Călăraș și Crucii Roșii Naționale, din această cauză sărbătorim noi 95. La anul vom avea 105. Adică deja suntem într-o mașină a timpului care ne va împătrâni cu 9 ani. Brusc. Da? Așa că socotiți-vă câți ani aveți anul ăsta, ca la anul să știți că adăugați 9 ani. Și ce bine o să arătăm, nu? După 9 ani. Scurt, așa, adică ianuarie, decembrie, ianuarie și februarie, într-o dată, 3 luni, de fapt, într-un an. Am să invit la microfon pe domnul președinte al filialei Călăraș, Nicolae Pantea. Așa cel mai mare cu aplauzele, că nu cred că este foarte, foarte important să fim aplaudați, sau cel puțin noi, cei care vom lua cuvântul, probabil că merităm mai multe aplauze, cele mai multe aplauze le merită voluntarii, cărora le mulțumesc că sunt în număr de mare aici. Și care sunt, până la urmă, spiritul Crucii Roșii, pentru că așa a luat naștere, așa la ființă Crucea Roșie, cu voluntari. Domnul profesor Tudor ne va spune că s-a înființat mai devreme și filiala Călăraș. Este foarte important, dar s-ar putea să găsim peste niște ani niște documente în care să vedem că filiala de Cruci Roșie de la Călăraș s-a înființat odată cu Societatea de Cruci Roșie Națională înființată în 1876. Cine știe? E foarte posibil, pentru că întotdeauna oamenii, cetățenii de pe malul Borcei, s-au adaptat foarte repede condițiilor istorice și au fost întotdeauna aproape de nou și de ceea ce este important pentru societate. Vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența reprezentanții instituțiilor și mai ales foștii președinți și directori ai Crucii Roșii. Important este să fim alături și mai ales important este să călăuzim pașii voluntarilor și să fim alături de ei, pentru ei, mai ales pentru că ei reprezintă viitorul și cine știe, ne vom întâlni peste 9 ani reali, nu neapărat anul viitor cu 9, și peste 9 ani, unul dintre ei va fi director, altul va fi președinte, vă urez succes și are cuvântul ora. Mulțumesc tuturor pentru că ați venit astăzi aici, pentru că sunteți alături de noi. Da, noi avem astăzi 95 de ani, la anul facem 105 ani, noi suntem cam foarte frumos. Într-un an creștem câte alții în 10. Și asta s-a văzut și în faptele noastre, din cât de mult ne-am dezvoltat și din cât de mult ne-am făcut de-a lungul anilor. Eu vă mulțumesc pentru că ne sunteți alături zi de zi. În principal, le mulțumesc voluntarilor, pentru că fără ei Crucea Roșie nu există. Și
pentru că ei, într-adevăr, sunt spiritul nostru. Avem astăzi alături de noi voluntari de Cruce Roșie, domnul Sotiropol Vasile, doamna profesor Turică, și este extraordinar să-i aducem la un loc pe cei mici și pe cei mari și să sărbătorim așa cum se poate și cum ne-am dorit. Eu, cel puțin, visam la momentul acesta. La anul este un alt motiv să mai decernăm diverse plachete aniversare. Pentru că, în momentul de față, cel mai mare susținător al Crucii Roșii Călărași este primăria municipiului Călăraș și domnul primar Daniel Ștefan Drăgulin, aș vrea să îl invit să ne spună câteva cuvinte și să ne arătăm recunoștința printr-un mic gest. Bună ziua tuturor, domnilor și doamnelor, această plachetă mă onorează enorm de mult, mă obligă și stând acolo lângă un domn președinte al Crucii Roșii, care atunci când eram vicepreședinte venea la mine să-l sprijin, și în calitate de primar, ținând cont de experiența pe care am avut-o cu domnul președinte, am considerat că, într-adevăr, administrația trebuie să se implice mai mult în activitatea Crucii Roșii. Și asta o spun pentru că acești voluntari frumoși vin și fac o muncă benevolă. Pe, atunci administrația nu este, n-ar fi păcat să se implice și ea. Și bineînțeles ce se poate implica administrația, ne ocup cu partea financiară. La început mai puțin, dar încet, încet, onorarul pe care noi îl facem către el, dăm către Crucea Roșie, se mărește. Sunt oameni care înțeleg acest lucru, dar mai sunt și oameni care nu înțeleg acest lucru. Să dea Dumnezeu să nu avem nevoie de Crucea Roșie în anumite momente. E bine că există, e bine că fac tot felul de activități la care participă, nu numai din Călăraș, am văzut că astă vară ați avut o tabără, da, din toată țara. Activitatea progresează, are o curbă ascendentă. Pe asta nu ne face decât să ne bucurăm, bucur de faptul că Crucea Roșie este un liant al unor tineri care nu o să ducă, să se ducă, să se plimbe, sau mai bine în baruri, să spargă semințe pe bănci, vine și face o activitate care uneori este acolo unde trebuie. Și vreau să-i felicit de-a lungul timpului pe toți președinții care au fost la Crucea Roșie. Fiecare a prins momente mai bune sau mai puțin bune. Important este că au mers înainte și nu s-au lăsat. Spun asta în cunoștință de cauză. Dar domnul președinte, la un moment dat nu erau bani, aveți aminte și lucrul ăsta. Și încercam prin influența pozitivă și legală pe care o aveam, să pot sprijini Crucea Roșie. A venit timpul când poate nu mai depinde unii sau de alții și să pot influența eu pe alții ca această activitate a Crucii Roșii să se dezvolte. Am făcut prea puțin, poate. Că sunt 95 de ani sau că sunt 104 ani sau 105, denotă faptul că în municipiul Călăraș sau în orașul Călăraș, această activitate are o istorie bogată. Are un rucsac în care, de-a lungul timpului, s-au prindat foarte mulți voluntari, nu? Și... Ia uitați-vă, avem aici doamna profesor, domnul Sotiropol, care în tinerețele lor au făcut o muncă voluntară. Este ceva deosebit. Crucea Roșie nu știe la vremea respectivă ce pot deveni toți cei care fac această muncă voluntară. Și trebuie să-i onorăm ca atare. Eu mă bucur enorm de mult că astăzi am venit aici. O să plec, că s-a întâmplat la sfat pe strada Livița,
Mai avem un tronsul și vreau ca iarna să se prindă cu strada asfaltată. Că știți dumneavoastră, iarna se dau foarte multe cadouri și eu voi primi cadouri de la cetățeni dacă nu termin acea stradă. Dar sper să ceea ce fac eu să fie în beneficiu cetățenilor, inclusiv asfaltarea, inclusiv sprijinul pe care dau celor drag cu cea roșie. Și n-aș vrea să supăr pe nimeni, asta este pur și simplu o constatare a mea. Suntem doi lideri politici. Eu de galben, domnul președinte de roșu. Și fac o mică paranteză. Aseară am fost la gala premiilor Asociației Municipiilor de România, unde sunt de peste 130 de primari de municipii, de diferite culori. Și am avut un... o formație de muzică, mai bine zis, operă. Și cel care dirigea spunea un lucru, face, domnule, ce bine ar fi, ca și politicul, să fie cu noi în această formație, pentru că fiecare instrument înseamnă altceva. Dar toate cântă împreună. De ce nu se face și în politică așa? Eu vreau să vă spun că între noi ne cunoaștem de foarte mult timp. A existat acest lucru. Acest lucru există dacă știi să respecti și să fii respectat. Nu m-a deranjat, din contră, am zis că putem face treaba împreună și am făcut-o. Iar Aura, să-i dăm cezarul cel cezarului, într-adevăr, a fost cea care a fost vârful de lance în această activitate și se vede ce s-a întâmplat. Este o părere personală, dar de fapt este o părere care mulți dintre dumneavoastră vă puteți avea, pentru că s-au făcut multe activități. Se vede că există preocupare. Dar dacă un președinte trăgea frâna, nu era interesat, poate nici eu nu eram interesat și Aura nu avea posibilitatea să realizeze atât de multe activități. Și o felicit de fapt că astăzi reușiți să dați aceste plachete unor oameni care au trecut prin această activitate. Și meritul este al tuturor, al celor care au fost, al celor care sunt. Viitorul, la fel, anul viitor, când o să trecem 105 ani, facem un transfer de ani așa în eter, ne uităm în oglindă și ne bucurăm că 10 ani de îmbătrânim un an și este superb. Poate că așa a fost să fie. Activitatea să aibă 105 ani și noi să o aniversăm de 95 de ani. Nu este nimic care să ne deranjeze. Important este că existăm cu toții aici. Și cred că cei care sunt prezenți aici, îmi pare rău că nu au venit mai mulți, pentru că activitatea de Crucea Roșie pentru unii nu are importanță. Nu are importanță această activitate. Dar atunci când avem nevoie, Doamne ferește, ne dăm seama ce pot face niște mâini care știu să preseze atunci când ai un infarct, să facă o respirație cu rădăcură, să spună o atelă, să vină cu o targă de mine să te care, Doamne ferește, să te ducă cât mai aproape de cei care între timp au ajuns, să fie acolo la momentul potrivit și la locul potrivit. Vă felicit, dar mai cânt așa o să mă tristez și mai tare. Vă felicit pe toți la oaltă și, indiferent de împrejurări, să ne întâlnim sănătoși, iar că iar la sfârșit, pentru că nu peste mult timp să naște Iisus Hristos și vin sărbătorile de iarnă și mai trecem un an în rucsacul ăsta nostru de ani, vreau să vă urez sărbători fericite, fiți binecuvântați și anul care vine să fie mai bogat, mai bun decât acesta. Și cu un cuvânt, sau mai aveți două, rămâneți aceleași. Vă mulțumesc! Din foștii președinței Crucii Roșii Călăraș, nu este prezent niciunul. În schimb, avem un reprezentant din partea doamnei președinte Turică Camelia, de la DSP, domnul director Cezar Rulescu. Bună ziua!
cu astăzi în fața dumneavoastră în calitate de director executiv al Direcției de Sănătate Publice Cărăraș, pe de o parte, iar pe de altă parte reprezint vocea doamnei dr. Camelia Truică, medic epidemiolog, în cadrul instituției pe care o reprezint. Din motive obiective și independente de dorința dânsei, astăzi nu poate fi alături de noi, dar vă transmite un mesaj. Stimați invitați, dragă Aura, îmi pare rău că nu pot fi prezentă la acest aniversar pentru a mă putea bucura alături de voi, de tot ce ai reușit să faci tu, Aura, din și din partea Crucii Roșii Călăraș. Știu foarte bine de la ce nivel ai preluat această organizație, cât de săracă era și nu numai în resurse materiale și financiare. Și nu pot decât să te admir și să te felicit pentru tot ce înseamnă acum Crucea Roșie Călăraș. Ai dus o muncă decisiv, s-o scos din datoriile în care se afla, din neputința de a-și îndeplini menirea, din apatia cu care era primită de mulți și știu că ți-a fost destul de greu la început. Dar ai perseverat, când mulți probabil ar fi cedat, ai clădit, când mulți probabil ar fi renunțat, dar toate acestea pe tine te-au înverșunat, te-ai ambiționat. Ai dăruit timp, imaginație, altruism și mult, mult suflet și deși erai aproape copil când ai preluat toate aceste greutăți, ai reușit ceea ce nimeni în locul tău nu cred că ar fi reușit. Cel mai mult admir elanul pe care l-ai adus, talentul cu care ai cucerit și ai păstrat lângă tine tinerii și le-ai însuflețit dragostea pentru faptele bune, pentru ajutorul celor vulnerabili și ai implicat în realizarea atâtor lucruri frumoase de care nu numai că se vor mândri, dar cu siguranță vor duce cu ei această bucurie a binelui făcut pentru semeni și vor dori să continue acest drum. Acum ne bucurăm de toate realizările tale, ne bucurăm de fiecare acțiune umanitară a Crucii Roșii Călăraș și de la an la an au fost făcute tot mai multe și s-au adresat un număr tot mai mare de persoane aflate în dificultate materială. Dar știm că sufletul acestor acțiuni ești tu și pentru asta îți mulțumim, Aura Giurcă. Felicitări și la mulți ani, Aura, la mulți ani Crucea Roșie Călăraș și pentru că suntem în apropierea sărbătorilor de iarnă, la mulți ani tuturor! Înainte să închei, vreau să adaug și eu câteva cuvinte. Cum sediul Crucii Roșii este în aceeași clădire cu sediul DSP Călăraș, în mod inevitabil, drumurile mele și ale Aurei se intersectează de mai multe ori pe parcursul unei zile. Așa se face că, vrând nevrând, am descoperit ce se află în spatele ușilor ale acestei instituții, care sunt problemele cu care se confruntă și am văzut bucuria echipei atunci când dăruiesc câtuși de puțin celor care chiar au nevoie. Pentru a fi directorul unei astfel de instituții, din punctul meu de vedere, înainte de toate, trebuie să ai un suflet nobil, un suflet frumos, să fii o persoană sensibilă, dar în același timp să fii foarte, foarte implicat. De multe ori cobor la Aura, stăm de vorbă, îmi povestește care sunt problemele Crucii Roșii, încearcă să găsească soluții, are nopți nedormite la activ, sună tot timpul voluntari, aceștia sunt foarte, foarte implicați și vreau să-i felicit în mod special pe voluntari pentru că îi văd zilnic și văd că răspund la fiecare apel al Aurei. Uneori, învăltoarea vieții, din păcate, uităm de cei necăjiți, de cei care chiar au nevoie de noi, de cei de care bucuria poate înseamnă o masă caldă într-o zi, sau o haină mai călduroasă iarna, sau un medicament care să le aline un pic durerea. Ei bine, Aura și echipa ei sunt acolo pentru acești oameni. Ei ajută acești oameni. Prin tot ceea ce face, prin devotament și dăruire,
Aura dovedește zi de zi că este omul potrivit la locul potrivit. Felicitări, Aura Giurcă! Felicitări, Aura Giurcă! Printre noi astăzi îl avem pe cel care a adus crucea lui Șef Călăraș pe locul întâi în țară, numai că a trebuit să iasă la pensie. Domnul Duican, vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte. Știți că suntem în zbor nesecat de informații. Asta este o mică atenție pentru dumneavoastră și mă bucur că ați venit. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua și vreau în primul rând să mulțumesc voluntarilor că fără ei Crucea Roșie nu există. În filiala de Crucea Roșie permanent n-au fost mai mult de unul sau doi salariați plătiți de Crucea Roșie. Restul, toată activitatea era desfășurată prin voluntari. Vreau să vă spun că județul Călăraș la înființare în 81 și-a desfășurat activitatea într-un birou la Consiliul Județean, pe prefectura veche, în care avea un scaun și un birou. Datorită Crucii Roșii, ajutorului primit de la București și ajutorului primit din partea județului Călăraș, a reușit să facă un sediu în care desfășoară activitatea filiala de Cruce Roșie, un sediu, zic eu, onorabil, în care poate primi pe oricine care ar veni să viziteze Crucea Roșie sau în țară. Activitatea Crucei Roșii a fost orientată mai mult spre tinere, spre ajutorul celor nevoiași și a implica acești tineri în a da primul ajutor, începând de la școli, începând de la grupele sanitare de Cruce Roșie care acționa permanent. Vreau să vă spun că pe timpul înainte de 89, în fiecare comună era o grupă de Cruce Roșie în care fetele de acolo, care participau la concursurile noastre anuale, putea să acorde un prim ajutor calificat în orice moment în comuna respectivă. Mai mult de atât, județul nostru, prin copii și prin fetele acestea, a câștigat locul 1 pe seară, care ne-a, cum să zic, ne-a mulțumit foarte mult. Vreau să vă mulțumesc încă o dată. Sunt fericit pe Aura că a venit după o perioadă mai lungă de, cum să vă zic, de schimbări din asta de personal la Crucea Roșie, în care a reușit să pună pe picioare din nou și să meargă treaba bine și foarte bine în anumite momente. Și asta ne bucură și ne bucură pe toți, pentru că județul Călăraș trebuie să fie acolo unde e loc. Vă mulțumesc foarte mult! Să vă tot fericită să vă o să limit acum să ne spunem câteva cuvinte pe predecesorul meu, cel de la care am preluat funcția de director, cum îi spun eu, Nenișu, sau domnul Mihai Dumitrescu. Mi-am pregătit un speech și eu acasă, câteva zile. Dar având în vedere vârsta, știți cum e, uiți de la mână până la gură. Am uitat speech-ul acasă. Nu mai știu nici măcar ce-am scris în el. Așa că o să vă rog să mă iertați dacă o să am bâlbe în cuvintele mele sau dacă unele cuvinte vor supăra pe unii care nu sunt în sală. Pentru că pentru cei care sunteți în sală am cele mai alese, frumoase și adevărate aprecieri și cuvinte. Și vă spun lucrul ăsta pentru că, iertați-mă, că am mai spus-o, nu, Aura, odată. Când eu am preluat director la Crucea Roșie Călăraș, lacătul era pe ușă de 2 ani. Când am intrat acolo cu domnul Sotiropol, cu ziare ne-am apărat de prăienjeni și de praf. Dar sediul era, cum îl lăsase domnul Duican, 4 camere, sală de ședințe și oameni buni. Peste 100 de costume de haine la țiplă, pături și așa mai departe. Teribil de dotat, dar fără curent, fără apă, fără căldură, fără telefon și de numai câteva sute de milioane datorii. Îmi pare rău că n-a venit domnul Dregan. Prima mea președintă a fost doamna Tuică, doamna doctor Tuică,
Și cu domnul Dregan și cu doamna doctor am reușit încet, încet, măcar să scăpăm de datorii și atunci persoana, a mână bună, așa e, pe care am ales-o eu, a fost Aura. Și atunci, să știți, mi se întâmplă rar, așa, dar am avut o previziune fantastică. Am știut că Aura de atunci va fi Aura de acum, cu tot ce a făcut și mai ales pentru faptul că mă duceam la adunările generale la Crucea Roșie. Și vă rog să mă credeți oameni buni că erau filiale care aveau câte două, trei mașini, care aveau 4-5 salariați, deci puternice. Ce vreau să spun? O mică paranteză. Crucea Roșie este cea mai mare și cea mai puternică organizație, cea mai veche din țară. Toate celelalte partide sau alte asociații au venit și au plecat. Crucea Roșie, 95-105, nu mai are nicio importanță, a rezistat și are cele mai puternice subfiliale și filiale din țară. Asta este Crucea Roșie. Acum, cu asta, aoleu, m-am cam întins, vă rog să mă iertați, dar dacă avea spiciul, ținea mai mult. Stați liniștiți. Așa. Ce vreau să te rog, Aura? Transmite la București ce s-a întâmplat azi aici, cum faci de obicei. Dar nu mai te rog să transmiți din partea noastră, celor de la firul ierbii, nu de la țară, din provincie, bucuria că avem în fruntea organizației pe cineva din coroana regală. Amintindu-ne de Regina Maria, care a făcut atâtea inițial și despre Crucea Roșie. E onorifică, dar să sperăm că va fi și benefică, pentru că totuși avem nevoie de sprijinul multora. Crucea Roșie, Călăraș, Aura, tuturor voluntarilor, când mă uit la voi, mi-aduc aminte tinerețea noastră, de tinerețea mea nu eram chiar așa frumos, dar măcar eram tineri. Vă felicit, vă doresc sărbători fericite și la 104 sau 95, indiferent când, la mulți ani Crucea Roșie, sănătate și tot ce vă doresc. Unul din mari susținătorii Crucei Roșii Călăraș de-a lungul timpului, de fapt din 2010, de când am venit eu, pot să spun că domnul Sotiropol este cu siguranță. Da, mă rog, da, da. Este o onoare pentru mine să vă am aici, să vă avem aici lângă noi. Și știu că nu a existat întâlnire la care să nu ne susțineți. Da. E decanul de vârstă al tuturor celor de aici. Vă garantez. Puteam să stai și jos. Spune, sau să luați loc. Se spune, și așa este, că proverbele noastre sunt izvoare de înțelepciune. Și am să spun două. Cine se aseamănă, se adună și omul sfințește locul, s-a mai pomenit. Avem doi oameni care întrunesc aceste calități. Mișu și Aură. De ce? Dumneavoastră nu puteți să vă imagineți ce am găsit noi când am deschis ușa, când nu puteam intra din cauza caselor de paianje. N-aveam nici măcar o mătură, știu că am împrumutat-o de la cineva după scară. Și am reușit. Acești doi oameni, Mișu, care el este pionerul reorganizării, a muncit și se spunea că directul și că o să aibă o indemnizație, sufletul. N-a avut nimic, că n-avea bani, v-am mai spus, dar avea datorii în schimb. A reușit să pună puțin pe picioare această Cruce Roșie și și-a găsit omul potrivit la locul potrivit. Mi-aduc aminte că ai discutat cu mine și am spus, eu nu o cunoșteam bine,
Zice, am cea mai mare încredere, să vezi ce o să fac, și așa este. S-a dedicat acestei munci și a adus Crucea Roșie, așa cum a fost odată, înainte de Revoluție. Da, bineînțeles. Ea a fost vremea aceea, da? A fost cel mai bun. Numai un moment, vreau da. Să specificați. Cel care a luat Crucea Roșie după ce am plecat eu la pensie, a avut tot ce a trebuit. Da. A trăit din banii adunați la Crucea Roșie, probabil un an, poate doi. Avea tot ce trebuie, avea materiale să dea ajutoare. I-a păpat, a plecat și s-a închis Crucea Roșie. Da. Să nu rămână cineva cu impresia că nu. Acolo la Crucea Roșie ceva care nu... Spunea Mișu ce zestea a găsit acolo, costume de haine, pleduri, toate mucegăite și vă spun, era o atmosferă acolo de te lua groază. Am deschis ușile, mă rog, am curățat paianjene și Mișu s-a apucat de treabă. El a fost cel care a muncit. Încet, încet, și cu ajutorul domnului Joană, nu? Ai obținut ceva bani din sponsorizări să plătească datoriile. Era Joană președintă pe țară, da. Mihai era Joană. Președintă da. Nu, pe țară. Așa că merită toate laudele pentru că a fost pionerul reorganizării acestei instituții. La Aura, eu te-am felicitat de câte ori te-am găsit. Te-ai dedicat acestei munci, ai depus suflet și în mod deosebit ai făcut ceva. Ai făcut și când vei pleca o să lași ceva în urmă. Că calitatea unui om este ce lasă în urmă după ce se retrage. Tu vei lăsa în urmă rezultate excepționale. De câte ori te voi întâlni, am să spun sănătate Laura și am să te îmbrățișez ca de obicei. Îți doresc și doresc tuturor ca Sfintele Sărbători și Cărbine să vă găsească sănătoși, sănătoși, bucuroși și cu gânduri, numai gânduri bune. Să vă placă viața, să o trăiți din plin, cu sănătate și bucurie. Sănătate! Un alt susținător al Crucii Roșii Călăraș, doamna profesor Gabriela Troică. Nu da. Scăpați, trebuie să ne ziceți câteva cuvinte. Și pentru da. Dumneavoastră avem o... Nu cred că n-am nevoie de microfon. Chiar mare susținătoare n-am fost. De ce să apro niște merite? Dar această ființă care a fost lăudată pe merit, cred că dacă ar trebui să spună câte acțiuni a făcut, cred că nu le-ar ști. Zice adineauri, după laudele primite, președint ar trebui să fiu. Să fii, mă rog! Țară! 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 Păi ce, urbea noastră e prea mică pentru tine. Numai o secundă. În această clădire, fără să vreau eu să mă laud, Doamne ferește, că sunt cam modestă de felul meu, am primit, ca și colegii mei, titlul de cetățean de onoare al orașului. Și atunci am zis următoarele vorbe. Vor fi fiind alții în Călăraș care au făcut mai mult pentru dezvoltarea acestui oraș, dar nici cu noi nu ne e rușine, pentru că am făcut și noi ceva, nu mai zic în învățământ, am lăsat. Și asta vreau, nu ca să zic de mine, că îi să potrivesc aceste vorbe la Aurei, că într-adevăr pentru orașul nostru a făcut mult, și iată cât de tânără și frumoasă și o să facă în continuare și mai mult.
Îi urăm numai bine și albine acestei fete vrednice cu care ne mândrim noi călărășenii. Aș vrea să-i mânez o mică atenție, doamna Adelia Hegrăgiu. Toate infirmierele cu experiență de la noi din spital sunt cursate de către doamna Amelia Hegrăgiu. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Fac parte din voluntarii de ieri. De mult. Sunt și am făcut o perioadă mai lungă, așa, de vreo 20 și ceva de ani, poate chiar 30 de ani de voluntariat. Și n-a fost rău, a fost bine, mi-a plăcut ce am făcut. Totul a fost benevol și foarte multe persoane din orașul ăsta, din instituțiile noastre de sănătate, din creșe, din spitale și din țară, nu numai de aici, din oraș, au fost pregătite la cursurile de surori de Cruce Roșie. Veneau foarte multe, erau foarte interesate. Le pregăteam pentru situații grele, pentru calamități, pentru inundații. Deci, nu știu, atâta dorință de a ști și a cunoaște, eu nu mai întâlnesc acum, în zilele noastre. Și acum pregătim, dar nu mai există așa același entuziasm și același interes. Și ne întâlnim pe stradă, peste tot, și domnul Băican și noi și toate ne mulțumesc. Spuneți că o parte din ele și-au câștigat existența prin cursuri de astea de cerut. Da, o parte din ele, deci ce o parte? Marea majoritate își câștigă existența, poate că au ieșit și la pensie. Deci a fost ceva, vă spun, foarte bun, ceva pentru orașul nostru micuț atunci, bine, că acum este mult mai dezvoltat și deci, fiecare poate să facă ce dorește, dar ca să fii voluntariat, să faci atâtea activități benevol, și toată lumea mă întreba, dar de ce te duci, pentru ce? Deci n-aș ieși din casă să mă duc așa, benevol. Dom'le, când vrei să faci ceva, te duci, ai ceva în sânge, vrei să faci. Și eu vă felicit pe toți tinerii din sală care faceți acest ceva și luați un exemplu pentru că am făcut nu un an, nu doi, deci 20, 30 de ani. Și la ora actuală, adică eu nu am dat înapoi și nu regret, din contră. A face bine este un lucru mare. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc foarte multă sănătate și sărbători fericite. Și chiar în acești 10 ani, de când sunt director la Crucea Roșie, am colaborat cu foarte multe instituții. Una dintre instituțiile cu care am colaborat foarte bine în ultimii ani este Inspectoratul pentru Situații de Urgență. În semn de apreciere, domnule comandant, vă doresc la mine. În primul rând, doamnelor și domnilor profesori, Aura, dragi voluntari, acolo să-mi permite să vă adresez și eu două, trei cuvinte de felicitare și de mulțumire pentru tot ceea ce faceți și pentru ceea ce reprezentați chiar pentru colegii mei din Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Oricum am aici unul singur, am văzut, deși sunt mai mulți. Eugen, vreau să te felicit și de data aceasta, cu prilejul acesta. Este unul din colegii care se implică foarte mult în activitatea, tot te știu. Sper să nu zic ceva greșit. Da. Cum a zis și Aura, noi avem o colaborare deosebită și ne sprijină, ei ne sprijină pe noi în toate activitățile pe care noi le facem și la unele intervenții, dar mai ales în exercițiile de pregătire ale noastre. Și sper, am mai zis ceva de dumneavoastră, să rămână
numai la exerciții, să nu ne întâlnim la necazuri mari, pentru că atunci e foarte dificil. Încă o dată felicitări pentru ceea ce faceți. Felicitări voluntarilor, ei sunt inima și știu cât de mult. Am început și noi un program la inspectorat și știu ce înseamnă să fii voluntar. Mulțumesc și toate ce vă pune la mesaj. Plachete sunt multe pentru foarte mulți invitați care nu sunt astăzi de față, dar îl avem pe domnul vicepreședinte Valentin Deculescu. Este de puțin mulțumesc frumos, vă bucur că sunt alături de voi astăzi, sunt mândru că fac parte din organizația aceasta. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi tot timpul și sper să colaborăm cel puțin la fel de bine continuat. Și vă mulțumesc în numele meu și în numele ajutorilor pe cei care ați ajutat. Sperăm să, ca prin faptele noastre, să vorbiți mai bine decât mine și să, în continuare, să duceți faima cu și voi și în oraș. Vă mulțumesc frumos, sărbători fericite! Am discutat la început de cei 95-105 ani. Îl invit pe domnul profesor Tudor să ne prezinte ce... Doar câteva, câteva cuvinte în introducere. Domnul președinte Banda spunea bine că e posibil ca o activitate a Crucii Roșii să fi fost prezentă la Călărași sau voluntari și activiști ai Crucii Roșii înainte de 1915. Este adevărat. Avem aici o probă care dovedește că în anul 1902 activiștii de Cruce Roșie de la Călărași, care la vremea respectivă țineau de filiala București, organizau activități pentru a strânge fonduri și una dintre activitățile la care se face referire într-un ziar călărășean din 1902 era un bal făcut la cercul ofițerilor din Călărași, care se afla chiar cam în apropierea locului în care ne aflăm noi, în apropierea pieții centrale. Dar filiala Călărași a Crucii Roșii, fără niciun fel de dubiu, se constituie pe 12 februarie 1915, în contextul în care izbucnise Primul Război Mondial și filiala și Crucea Roșie Națională se reorganizează, are un nou statut în 1911, iar în 1915 încep să apară filiale aproape în toate localitățile importante ale țării. Spre exemplu, în 1915 se înființează 3 filiale ale Crucii Roșii în fostul județ Ialomița. Pe 12 februarie la Călărași, în martie la Sobozia și în aprilie la Fetești. Deci, iată, în 2 luni de zile, în cele mai importante orașe, doar Urziceniu nu aveam pe o filială în 1915. Dacă astăzi avem o directoare care a fost pe bună dreptate lăudată, vreau să vă spun că prin excelență, activitatea de Cruce Roșie a aparținut doamnelor. De fapt, titlul oficial al Crucii Roșii a fost Societatea Națională de Cruce Roșie a Doamnelor din România. Aceasta este titulatura oficială, iar în 1915 se înființează filiala Călărași a Societății de Cruce Roșie a Doamnelor din România. De altfel, prima președintă este o femeie. Și nu este orice femeie, ci este Sevasta Berceanu, soția prefectului de Călăraș de la acea vreme, Mihail Berceanu, care, culmea, el păstrează documentele Crucii Roșii de la Călăraș de la înființare. A fost ultimul prefect înainte de ocuparea fostului județ Ialomița de către bulgari și mai apoi de către germani. El a plecat de la Călăraș cu toate documentele prefecturii și fiind soția lui președinta Crucii Roșii, a luat și documentele Crucii Roșii cu el, s-a refugiat în Moldova, a fost numit ulterior comisar general pentru 4 județe din Moldova, după Primul Război Mondial ajunge primarul general al capitalei, om politic important, liberal la vremea respectivă,
Iar după 1948, chiar când veniseră comuniștii la conducere, pentru a nu se distruge aceste documente, le-a predat toate Arhivelor Naționale din București, unde există și astăzi fondul arhivistic care se numește Mihail Berceanu, care este plin de documente despre călărașul nostru și despre fostul județ Ialomița. Alte documente contemporane se păstrează inclusiv la filiala Călărași Arhivelor Statului. Veți avea imediat de văzut aici un document din 1916, deci exact la un an după înființare, este prima dare de seamă a filialei Călărași a Societății de Cruce Roșie, prin care se spune ce și cum s-a înființat filiala. Presa călărășeană, care anul viitor, odată cu societatea face 105, presa călărășeană face 145 de ani de presă scrisă la Călăraș, ziarul Ialomița apărea în 1875, cu 2 ani înaintea Crucerușii Național. Da? Deci, ziarele de la Călăraș pe care le am toate ziarele care au apărut în fostul județ Ialomița, sunt în posesia lor în format electronic, sunt pline de articole referitoare la bogata activitate a Crucii Roșii de la Călăraș. Întâmplarea face ca persoana care s-a ocupat mult de Crucea Roșie și a și scris mult, să se cheme, culmea, ca un contemporan al dumneavoastră și al meu, Nicolae Ion. Nicolae Ion a fost secretarul primăriei și al județului Călăraș. Cel de care vă spun eu, Nicolae Ioan, a fost directorul prefecturii de Călăraș și vicepreședinte la filiala Călăraș a Societății de Cruce Roșie. În această calitate a scris 4 articole, eu am 3 aici, cu lux de amănunte despre ce făcea filiala de la Călăraș a Societății de Cruce Roșie. Deci o să-i dau lui Aura, o sumedenie de informații ca să putem să facem un istoric al acestei societăți. Încă un fapt interesant. Mă spunea Florin că mai avem puțin și o să amenajeze pentru vizitatori și localul poștei vechi. 25 de ani la Călăraș, președinta Societății de Cruce Roșie a fost Sofia Bădulescu, nora proprietarului clădirii particulare la început, care a fost, să se numea Iacovache Bădulescu, iar Sofia Bădulescu este cea care în 1965 a donat, și este semnătura ei, deci țineți minte, președinta Crucii Roșii a donat clădirea lui Socăsu, pe care o moștenise, bărbatul ei, fost el prefect și deputat și senator, Alexandru și avocat Alexandru Bădulescu murise și ea a donat acea clădire Consiliului, de fapt, municipiului Călăraș. Cel care a acceptat actul de donație, nimeni altul decât secretarul Consiliului Municipal de la vremea respectivă, domnul Ioan Nicolae. Astăzi clădirea este a statului, adică de fapt a comunității locale și acolo o să avem sper că Florin o să dovedească încă o dată că este un bun manager, o să avem încă un lăcaș de cultură și de istorie a orașului Călăraș.